Zeci de persoane s-au adunat aseară la Catedrala Nașterea Domnului din Brăila pentru a fi alături de familia medicului Laura Vizireanu, care a murit la datorie la numai 38 de ani în urma accidentului aviatic de la Südgöl. La căpătâiul trupului neînsuflețit s-au aflat mama și băiețelul acesteia în vârstă de numai 9 ani, precum și fostul soț, șeful inspectoratului județean de poliție, Relu Vizitiu, de care divorțase anul trecut. Sicriul a fost adus de la Constanța de un convoi al inspectoratului pentru situații de urgență. Împietrită de suferință, mama acesteia a urmărit cum sicriul a fost purtat pe umeri de colegii Laurei Vizireanu în semn de omagiu pentru cea care a salvat nenumărate vieți și care a pierit la datorie. Nu mai am copil, nu când am vorbit. Nu mai am copil, nu mai am fată. Nu mai pot. Deosebită. Nu pentru că știm și este a noastră, dar ce să vă zic? Un medic deosebit, un medic cu un suflet de aur, dedicată meseriei. Asta e. O pierdere mare, mai ales extraordinar de mare, extraordinar de mare. Ați cunoscut-o? Nu, personal nu. Ai grav pierderea pentru unitate. Da. Laura Vizireanu va fi înmormântată joi.